Salutare tuturor și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi îți voi prezenta un complex de exerciții pentru birou. M-am gândit să fac lucrul acesta pentru că foarte multe persoane mă sună, mă întreabă, uite Maria, stau foarte mult la birou, arată-mi câteva exerciții, nu mai pot de cervicală, nu mai pot de spate. Și atunci când ne întreb, dar cât stai jos? Păi stau cam 8-10 ore. Ei bine, lucrul acesta ar trebui să nu se întâmple, pentru că, sigur, articulațiile sunt solicitate, în mod deosebit spatele. Așadar, ce-ți recomand? Să te ridici cel puțin o dată pe oră, iar aceste exerciții pe care noi le facem, să le faci cel puțin de 2 ori în timpul programului la birou. Dar n-aș vrea să vorbesc mult pro și fără rost, haideți să-i dăm drumul! Parteneri de lucru avem din nou scaunul și biroul, da, mi-am improvizat aici un birou pentru voi. Așadar, mai întâi de toate, mișcăm articulația mâinii, da? Strângem pumnul și îl deschidem. De asemenea, mișcăm degetele. Strângem din nou pumnul și rotăm, da? Să mișcăm încheietura mâinii. Și invers. Perfect! Și acum mergem sus la cap. Aplecăm capul înainte și înapoi. Da? Foarte solicitată este zona cervicală. Și înapoi. Câteva exerciții vor fi mai dinamice, altele vor fi mai statice. Spatele drept. Fie stai cu mâinile pe genunchi, dacă nu, pentru un spate mai drept și mai ferm, te poți ține de șezutul scaunului. Întoarce capul stânga-dreapta. Perfect. Duc brațele prin înainte, sus și îndrept spatele sus. Atenție, puteți să vă lăsați și pe spătarul scaunului, însă la propriu cred că o să vă treziți cu roțile în sus, că majoritatea dintre voi aveți stilul acesta de scaun. Așadar, ne întindem în tavan și încercăm să curbăm spatele. Sus. Și ne relaxăm. Inspiră și expiră toată această perioadă. Și jos. Perfect. Brațele sunt lateral. Întoarcem trunchiul stânga-dreapta. Încordăm abdomenul, da? De obicei scaunele acestea sunt foarte mobile și atunci ne obligă să ținem abdomenul strâns, tocmai pentru a nu ne muta, da? Fixăm și cu picioarele bine pe covor. Și întoarcem trunchiul stânga-dreapta. Stânga-dreapta. 2-3 secunde stăm în această poziție. Același lucru pot să faci și cu palmele la ceafă. Însă mișcarea nu este atât de amplă. Ori prima variantă, ori această variantă. Acum noi le-am repetat ambele. Perfect. Prinzi mâinile la spate, aici, da? Le prinzi și îndrepti umerii, da? Îndrepti. Duci, lipești omoplații. Stai acolo. Te relaxezi și te duci jos. Rotunjește mult spatele. Se întinde tot spatele. Din nou ne ridicăm, prindem palmele la spate. Și mă duc jos. Inspiră și expiră. Și încă o dată. Sus. Lipim omoplații. Și jos. Perfect. Așezăm picior peste picior. Că tot ne place, deși nu e o poziție foarte adecvată, dar tot ne place să stăm picior peste picior.
pun braț, picior opus, opun rezistență, de data aceasta mă ajut de spătarul scaunului și stau acolo. 10-15 secunde, cât îți cade bine. Ideea este să ții spatele drept și să opui rezistență. Opui rezistență, da? Opui. Și stai acolo. Schimbăm celălalt picior. Braț, picior opus. Mă împing. Împing, opun rezistență și stau acolo. Perfect. Acum prindem, ne punem palmele fie pe umeri sau palmă peste palmă. Ridic genunchiul sus la piept. Ridic. 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 Astea sunt ceva mai active, tocmai mai dinamice. Până acum au fost tot statice, tocmai pentru că stăm foarte mult într-un loc și atunci trebuie să combinăm mai dinamice și mai statice. Poți să pui și braț, picior opus, braț, picior opus. Și 1, 2, 3, palmele la ceafă. Ai atâtea variante, important este să ridici genunchiul. Perfect. Așezăm călcâiul pe genunchi, da? Lăsăm cât mai mult genunchiul jos și ne îndoim spre înainte. Ne îndoim. Ne îndoim, se întinde toată partea spatelui, atât cât ne permite. Da? Nu forțăm, nu forțăm. Stăm acolo. Și celălalt schimbăm. Din nou ne îndoim spre înainte și prindem brațele după picior, rotunjește mult spatele, încordăm abdomenul și stai acolo, pune fruntea pe genunchi. Că toți suntem așezați, vreau să vă spun un aspect foarte important. Cât stați la birou, încercați genunchii să nu depășească niciodată bazinul și anume niciodată să nu fie mai sus decât este bazinul. Da, o poziție corectă și adecvată este ca genunchii să fie mai jos decât bazinul. Și tot partenerul meu de lucru astăzi este scaunul sau biroul. Ne așezăm, ne sprijinim pe scaun și facem câteva ridicări pe vârf. Da? Să mișcăm absolut toate articulațiile. Sunt convinsă că randamentul va fi altul, veți vedea și voi după ce faceți această pauză, vă deconectați puțin, mai schimbați câteva idei cu colegii și așa mai departe. Bun, tot de scaun te ții, ridici puțin genunchiul la piept. Și celălalt. Pui palmele pe umeri, picioarele sunt ușor depărtate, tălpile sunt orientate spre înainte, dar nu lateral, sunt exact sub umeri, palmele sunt aici și dăm drum câteva genuflexiuni. Pentru final, ne pregătim din nou de lucru. Am pus sângele în mișcare, articulațiile le-am mișcat, așadar suntem numai buni de începerea lucrului. Iar pe final nu uita să inspiri mult aer în piept și expiri. Și din nou inspiri și expiri. Perfect! Aș vrea să-ți arăt un secret. Nu e secret, însă eu mă gândesc că e o variantă extrem de utilă. Dacă ai posibilitatea să folosești o astfel de minge la birou, cu dragă inimă ți-o recomand. În primul rând, te poți mișca. În al doilea rând, te obligă să ții spatele drept și atunci mușchii spatelui tot timpul acționează și nu stau în poziția de relaxare, dacă cum avem prost obicei să stăm la birou. Poziția gâtului, de asemenea,
te obligă să stea în poziția lui firească și pot să-ți mai aduc, nu unul, mai multe argumente de ce îți recomand să folosești o astfel de minge. Ei bine, asta a fost tot. Îți mulțumesc din suflet că m-ai urmărit. Sper de asemenea că exercițiile mele ți-au fost utile și că le-ai executat împreună cu mine. Până data viitoare, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial, pentru multe exerciții frumoase și utile împreună. Toate bune!